Da, doamnelor și domnilor, corul Armon este cu noi aici în platourile B1 TV și suntem într-o zi specială, suntem în ajunul zilei în care s-a născut Iisus Hristos. Colindăm și bine facem în studio cu mine fetele noastre dragi și din familia B1 și cele care sunt din afară și vin invitate în familia B1. În studio Ioana Constantin, Iliana Maria Năstas, Aneta Sângiorzan. Evident, dragilor, că cei care nu sunt aici și sunt liberi de Crăciun, îi contactăm și vorbim cu ei. Cum e, fetelor? V-a plăcut colinda asta? Nu doar asta, ne-au plăcut toate colindele de până acum. Într-adevăr, ne-a oferit un spectacol foarte frumos și, sigur, mie îmi plac foarte tare ca această încărcătură a nașterii Domnului Iisus Hristos și că tot vorbeați de mântuire. Să știți că Iisus Hristos nu s-a născut pentru sfinți. S-a născut, cum spune, n-am venit să-i pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Și oamenii care chiar cred, sau cel puțin au credința asta, nu neapărat în instituția bisericii, cât în Dumnezeu, sunt absolut convinsă că înțeleg încărcătura acestor zile și mai ales a acestei zi care precede nașterea Domnului Iisus Hristos și care vine cu foarte multe tradiții pe care fiecare le trăiește cum și le simte așa cum poate. Eu nu prea sunt de acord cu de Crăciun fi mai bun, pentru că știți, de Crăciun fi mai bun, fi adevărat. De Crăciun oricum trebuie să fii un pic mai bun, că ești în familie, nu prea mai o faci, nu prea ai cum să fii rău. Hai să vorbim așa. Cum ești mai bun de Crăciun? Măi, te uiți în portofel și zici, mamă, sunt bun, mi-a băgat păcar salariu și mă duc și cumpăr mâncare pentru 30 de zile, deși Crăciunul durează 2 zile, Ioana. Da, nu? Sau faci tot felul de cheltuieli total nesăbuite și după aia în ianuarie, când încep să curgă toate cele de la taxe și facturi, îți dai seama că a fost un pic nesăbuit ce ai făcut. Suntem bine acum, că dacă îmi fac... Băi, dar știi ce nu înțeleg eu? Eu nu înțeleg așa, de ce punem... E, face parte și din tradiție chestia asta. Hai să facem și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia. Băi, fără toate aceste bunătăți la urechi, să nu simți spiritul Crăciunului, că tot la voi să face ceva. Ioana, acolo, din Oltenia, ai spus, da? Da, eu sunt din București, dar acolo mergeam în Gorj. Eu vom prepara special? Nu, afară de tradiționalele sărmăluțe și de cozonaș, nu sunt preparate. Ioana, ceva special?
sunt, sigur, Bucovina, Bucovina da. Sunt foarte multe, mamă, sunt Chișca, sunt... Nu e bine să începi, adică mai bine ne lași așa. Foarte la multe. Tine, no, ceva salată, special. Bof, piștie, da, asta, sarmale, da, mult, mult. A? Deci mult. Mama, adică, mama face, face pentru toată familia și pentru, nu știu, era la București, cred că mâncam cu toții. Dar de, tot ce mai e, de ce e apetența asta să faci foarte multă mâncare? Pentru că, e masa îmbelșugată, că așa se spune și în colind. Nu? Ca o bucurie pentru o naștere, nu? E cumva o bolă pe care îl dăm noi cumva negândit așa. E o mare sărbătoare și de mare sărbătoare scoatem hainele cele bune, facem curat în casă și tot ceea ce putem punem pe masă să se bucure toată lumea, pentru că este o bucurie, nu? Asta ar putea să vină și după 90. Alo, și... Alo mamita! Bună ziua! Bună! Laurențiu Botin mă numesc și mergeți mai la fereastră unde aveți semnal că știu că faceți sarmale. Ce faci, mamă? Bună, bună, dar uite, cu pregătirile de Crăciun. Pe unde ai ajuns? Acum sunt spre terminat. Mamita, dar stai așa, că așa am aflat că ți se spune în familie. Ne tutuim un pic așa. Mamita, ce bunătăți puneți pe masă de Crăciun? Că am auzit că faceți mult, 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 zicea fata aici. Păi, tradițional, tradițional cu, din zonă, rumări, cărbaș, cartaboș. Valeu! Cărnat. Adică asta e acolo. Sarmale, chiteluze. Aha, mamita! Astea, ciorbă, ciorbă... Ciorbă de care? De ferișoare, cu mare de varză. O mare de varză, că la braț aud. Au dat papito, e pe acasă? Papito este acasă, da. Și rămâi, dai și mie un pic, am înțeles că în ultimii 14 ani n-a apucat Crăciunul în România. Eu acum am ieșit până la magazin. Ai mai fost să cumperi ceva de la magazin. S-a zis că nu era suficient, nu era probabil suficient. Am vrut să-ți facem o bucurie, să o vezi pe Aneta în direct și să cântăm și un colind de aici, de la București, pentru voi acolo. Da, și trebuie să le spun telespectatorilor că mama a fost la București în urmă cu o săptămână și mi-a pregătit de toate. Salată, bof, piftie, am avut de toate, adică v-am sărbătorit Crăciunul mai devreme, da. Mamita de la Muzani și la Papito, da, așa. Exact. E mamita și Papito, uite, scântă băieții de la Armosa, nu închizi, ascultă colindul. E dedicație de la fata ta frumoasă și deșteaptă, Aneta. Te pupăm! Pupăm la pizița! Crăciun fericit! Ioi, vă pupăm! Pa! Coro Armon! Nu mai bine! Nu mai bine! Coală gazdă din pătuți, florile dalbe, și ne dă un colăcuț, florile, florile dalbe, că mămuca n-o făcut, florile dalbe, sâtă rară n-o avut, florile, florile dalbe, pe când sâtă-o căpătat, florile dalbe, covata i s-o crăpat, florile, florile dalbe, s-o sfădit mama cu tata, florile dalbe, de ce s-o crăpat covata, florile, florile dalbe, când covata o lipit, florile dalbe, Crăciunul a și sosit, florile, florile dalbe. Nu mi-e clar ce înseamnă dalbe, dar poate aflăm. Uite, ăsta e un colind care se cânta foarte tare la mine acolo în zonă și bunica îl cânta foarte frumos. Și pentru că am văzut o chestiune aici în familia Anetei, spuneai că tatăl tău nu a fost de 14 ani de Crăciun în România. Cred că asta e specific multor familii din România, reunirea asta de Crăciun. Da, în special cele din Ardeal, pentru că știm că ardelenii au plecat în afara țării în număr foarte mare, cel puțin în ultimii ani. Nu încerc ușor, ușor să aduc acasă. Da, țara. Dar bine, e o zonă, s-a depopulat mult în zona respectivă, arătate, Aneta, dar e o caracteristică a tuturor familiilor, reunirea asta de Crăciun, care capătă o altă încărcătură emoțională și poate de asta și nevoia asta să aduni cât mai mult, să pui cât mai mult pe masă, să ai cât mai mult. Simbol al prosperității, dar cred că și al regăsirii, al reunirii în familie. Acum trebuie să spun tuturor celor de acasă un lucru și nu e, luați-l așa cum vi-l spun. În general, multă lume încearcă să facă niște fapte bune în apropierea sărbătorilor.
Am reușit și noi și le mulțumesc tuturor celor care au contribuit să facem două lucruri bune. În primul rând, am reușit să-l ajutăm, să-i ajutăm pe cei care au fost expropriați la domnesc să primească în sfârșit banii cuveniți. Și în al doilea rând, o familie cu 6 copii, extrem de necăjită și cu o datorie uriașă la întreținere, amenințată că va fi dat afară și va fi scos apartamentul la licitație, a scăpat de datorii. Și le mulțumesc acelor care au ajutat și ei se știu și faptele bune rămân acolo contabilizate. Răzvan Zanfir cu noi! Salut, Răzvane! Salut, salut! Ce faci? Bine. Cu ce te ocupi? Cu ziua liberă dedicată Crăciunului pe care o avem în această săptămână, de mâine revenim și noi pe post. Știu, la mâine, la 21, aveți o ediție specială de ho-ho-ho. Ia zi, Răzvan, spune-mi și mie, te rog frumos, ce înseamnă Crăciunul pentru tine? Ce înseamnă Crăciunul pentru mine? Da. Probabil una dintre cele mai importante două sărbători ale creștinismului, după Paște, și, din punctul meu de vedere, e o gură de oxigen. Cred că e cel mai bine de descris, că nefiind așa mare teolog, n-aș vrea să intru în Nu, Răzvane, stai că rădeam acum, m-am bușirul sunt că te-au pus pe burtieră de două ori și zic, bă, s-a dedublat Răzvan al nostru, stai așa, frățioare. Nu, problemă. Pot să respect tot ce spun și așa se și... Da, zice doar. Ba, Răzvane, da, zi-mi așa, nu știu, din copilăria ta, familia, cum e, ce simți tu de Crăciun? Hai, serios, să te vedem și altfel decât ești. Bine, tu oricum ești altfel. Și eu sunt altfel. Toți suntem altfel, da. Da, un pic, da. Umană, diferența. E un moment, dacă o să zic lumina sărbătorilor... Deci am înnebunit cu mesajele astea, fie ca. Ia zi, Răzvan. Să evităm. Fie ca lumina Crăciunului. Dar nu știu dacă lumina nu era cumva la Paște. Asta, doamna Viorica, cred că trebuie să se pronunțe, dânsa e specializată în cacofonii mai nou. Doamna Viorica, lasă-mă că acum suntem mai buni de Crăciun acum. Asta încercam să spun. Poate ar trebui să fim mai buni din celălalt punct de vedere, nu mai de lăsători de Crăciun. Poate ar trebui să încercăm să ne perfecționăm un pic de Crăciun și nu numai noi și ei. Da, sigur, astăzi nu o să spun nimic despre doamna Viorica sau ceilalți. Păi, dar te rog, lasă-o pace, te rog eu frumos. Deci femeia rulează sarmale acum și nu le face pe piept, da? Răzvane? Așa nu putem decât presupune. Răzvane, știu că totuși pentru tine și pentru Gențiana este un Crăciun special. Da, este, domnule. E un Crăciun special. Deci nici nu mai vreau să intru în amănunte. Da, este un Crăciun special, da? Și vă urăm să fiți iubiți. Crăciunul tine este special, mulțumim. Vreau să te colindăm. Băieții vor să te colinde, Răzvan. O jumătate din bună România. Băieții de la Armon, un colind pentru tine acum, Răzvane. Să fii iubit și sărbători frumoase. Armon. Mulțumesc la fel. Asta-i casa cea frumoasă, florile d'albe cu icoane luminoase, florile d'albe. La fereș cu flori domnești, florile d'albe, pe la uși cu flori de ruj, florile d'albe. Ce busuioace florile d'albe, la obloace busuioace florile d'albe. Peste masă cruce trasă florile d'albe, peste pat cruce de brat florile d'albe. Iar la masă cine șede florile d'albe, șede gazda cea frumoasă florile d'albe. Cu un pahar de vin în mână, florile d'albe, la cin vin la toți închină, florile d'albe. În cea mână busuiocul, florile d'albe, să aibă gazda norocul, florile d'albe.
Da, aș vorbi puțin cu băieții din corul Armon, să-mi spuneți și mie, colindele astea pe care până acum le-ați cântat nu fac parte din repertoriul ăla internațional arhi-cunoscut și arhi-mediatizat acum. Sunt colinde populare românești, da? Mai, uite, de exemplu, colindul ăsta l-am auzit foarte rar. De unde vin astea? De unde le-ați extras? Maria Dumnezeu, cred că el a trebuit să spună, pentru că este colindul pe care el a luat efectiv din Ardeal, din zona Ardeal, și atunci a trebuit păi să spună. De ce este un colind pe care l-ascultam foarte mult când eram mici, eu cu fratele meu și cu părinții împreună. Prima dată l-am auzit cântându-l pe domnul Furdui Iancu. Ne-a plăcut foarte, foarte mult acest colind și este într-adevăr un pic mai special. Și l-am inclus în repertoriul nostru de crescut. Nici nu v-am întrebat, pentru voi, în afară de faptul că faceți lucruri, cântați de Crăciun și mergeți la oameni să le aduceți bucurie, ce înseamnă pentru voi Crăciunul? Pentru fiecare dintre voi. Pentru mine Crăciunul înseamnă familie, stat în familie și bucuria aceea care ți-o dă efectiv familia fiecare. Vorbiți mai aproape de microfon, când cântați se aude bine, dar acum când vorbim nu prea. Ce înseamnă, hai, fiecare dintre voi, ce e Crăciunul pentru voi, definiția Crăciunului pentru voi? Rămânem la definiția sărbătorii care se petrece în familie, în mod tradițional. Familia, asta da, este un familie, cuvânt pe absolut. Care îl întâlnim mereu, da? Deci Crăciunul este obligatoriu să-l petrecem în familie, da? Ne adunăm cu toții, ne întâlnim cu toții, cântăm împreună, tradițional, când mergem în vizită la părinții noștri, cântăm, înainte să ne așezăm la masă. La fel, când mergem în vizită la prietenii noștri, cântăm cât un colind înainte să ne așezăm la masă și toată alergătura din înainte de Crăciun, de asemenea. Da. Chiar după o perioadă care este într-adevăr epuizantă pentru noi, pentru că noi chiar cântăm până pe 24 seara, sau până la miezul nopții aproape, ziua de Crăciun efectiv este chiar o perioadă de liniște și bucurie și chiar avem obiceiul acesta să ne vedem și între noi a doua zi, să cântăm împreună, să bem un pahar de vin. Dar ce, mai aveți voce? Mai aveți voce a doua zi? Păi de aceea bem vin, că nu mai avem ce să mai cântim. Deci, asta-i, așa ne dregem? Îi dăm cu vinul? Păi pentru ce să ne mai dregem? Nu ne mai dregem. A, deci rămânem așa, nu? Până de revelion, ca să nu mai putem să mai urlăm nimic. Când eram, nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dar mie cu siguranță, eram adolescent deja și mergeam la fete. Mergeam cu ratul, aveam gașcă de băieți și aveam notate la gagici. Nu la colinde lucra. La curatul, nu, eram de revelion cu ratul și... Știi cum ne serveau oamenii? Au venit băieții, colegi, hapa cu tava cu băutură, știi? Noi nu știam niciun fel de zi, de limită, de asta, dă-i și alb, și roșu, și verde, și de toate. Pac, la un moment dat, imbibația alcoolică era mare, nu faceți așa ceva acasă. În schimb, în următorul an, unul din prietenii mei s-a gândit să facă o poveste. Și a făcut un fel de centură cu sticle de lapte. Știți că aveau gâtul mai mare, știi? Aveau gâtul mai mare. Și puneau vin roșu, da? Pac! Într-o sticlă, vin alb, pac, într-o altă sticlă, pac. Și aveam și noi pentru petrecerea noastră. Irina Petraru e cu noi, la mulți ani, Irina! La mulți ani! Dar ce faci tu, Irinuca? În mașină, în aglomerație, până și azi, surprinzătorii aglomerații, speram că deja lumea și-a terminat cumpărăturile. E, pentru cei care ne urmăresc, e foarte important. E foarte aglomerat în zona molurilor. Corespondentul nostru din zona molurilor, Irina Petraru, ne povestește cum face 10 metri în 2 ore în București, căci, nu-i așa, Irina, trebuie să cumpărăm mâncare pentru 30 de zile, pentru doar 2 zile de Crăciun. Irina, ce înseamnă Crăciunul, sărbătorile pentru tine? Ar trebui să însemne ceva foarte frumos. Din păcate înseamnă aglomerație pentru foarte mulți dintre noi. Da, dar gândește-te la energia pozitivă care se emană din rândul șoferilor blocați în aglomerație. Erau să se ia la bătaie de oameni în fața mea din cauza faptului că unul parca mai încet decât celălalt. Deci am rămas impresionată. Irina, totuși, serios, vei reuși să faci cumpărături, sper, nu o să te prindă 12 noapte acolo, dar așa, spune-mi ceva din copilărie, tu ești din Iași. Nu, ești... sunt din Botoșani. Din Botoșani, iartă-mă, ești din Botoșani și acolo, în Moldova, tradițiile sunt păstrate și sunt păstrate bine și sunt speciale. Da, părinții mei cel puțin dintotdeauna au făcut așa, niște mese foarte mari, cu foarte multă lume, se gătea senzațional.
senzațional. În continuare se găsește foarte bine, dar mă rog, în cantități ceva mai mici, mai sunt mesele acelea cu 20 de persoane, sunt mai puține, dar se păstrează calitatea. Ei, și asta însemna. Însemna întâlnirea cu drăguții dragi, însemna o masă pe două camere, erau chiar 3 mese puse cap la cap. Și era foarte frumos de fiecare dată. Părinții mei vor păstra tradiția asta, din păcate nu pot să fiu alături de ei. Dar, da, ca noi toți. Irina, sărbători fericite! Te pupăm de aici din studio și am o colindă special pentru tine, băieții de la Armon, ca să simți și în aglomerația din București, la cumpărături, un fior de Crăciun, Irina. Pupici, corul Armon. Sărbători fericite! Doamne ajută! Colosul scândal frumos, cerul arde luminos, într-un leagăn stea culcat, fiul Maicii. Leagă-n verde legănel, tot din lemn de păltinel. Leagă-n verde legănel, tot din lemn de păltinel. Raza blândă a soarelui scaldă fața Domnului. Vântul dulce tragă-nă, pruncul de mii leagă-nă. Leagă-n verde legănel, tot din lemn de păltinel. Leagă-n verde legănel, tot din lemn de păltinel. Cântă îngerii în cor să vestească tuturor. Astăzi cerul s-a deschis, pe Hristos ni l-a trimis. Leagă-n verde legănel, tot din lemn de păltinel. Leagă-n verde legănel, tot din lemn de păltinel. Ah, am revenit, oameni buni, e timpul colindelor, e timpul bucuriei, e timpul familiei. Și vorbim cu Radu Buzoianu, cealaltă jumătate din Bună România. Salut, Radu! La mulți ani! Salut, Laurențiu! Mersi de telefon! Ia! Ce frumos sună lumea cu ocazia sărbătorilor! Pare așa că sunt iubit! Știi? Stai așa, da, bineînțeles, bă! Da, normal, totul e o aparență! Auzi, Radule! Radule! Ia zi, mă! Ce-i Crăciunul pentru tine? Ia uite ce v-a strâns acolo! Laurențiu, mersi de întrebare! Treaba e următoare cu Crăciunul. Eu văd așa o oarecare încurcătură în care își leapă lumea, așa, din ce am mai ieșit un pic păcat, dar mai fost primor și văd așa o încurcătură. Senzația este că Crăciunul, ca să vorbim ca doamna Viorica Dăncilă, are legătură doar cu Moș Crăciun, nu știu dacă îi remarcat. Pare așa că se scos tocmai temelul pentru care ne-am adunat, e scos din ecuație. Auzi? Da, ai dreptate, să știi. Acum totul are legătură cu cadouri, cu mâncare multă și așa mai departe și foarte puțină lume se gândește la însemnătatea acestei sărbători. Ne bucurăm cu toții, nu-i așa? Că Mântuitorul s-a născut și de fapt asta celebrăm. Sunt de acord cu tine, dar n-ai vrut să... Dacă spui chestia asta, la unde este întâlnul, dacă spui chestia asta, bă, pare cumva că e ceva extremist, poate că e ceva de regulă, mă. Sunt poate un fel de ăsta, de la USR, așa, nu? Cam ciudat, așa, nu? Pare că nu e deschis suficient de mult la minte, dacă formă... Radule, nu vrei anul viitor să facem un comando și să încercăm noaptea ca hoții să furăm DVD-urile cu singura acasă de la ProTV? Nu știu pe bune, deci mă uit pe audiențe, după atâția ani, tot rup în audiență, ăstea, hai mă să furăm naibii DVD-urile alea, că nu mai pot. Laurențiu, avem nevoie de constante în viață, trebuie să avem și constante, trebuie să avem pe Laurențiu Botil la ora 1, trebuie să avem singur acasă de Crăciun. Sunt niște lucruri în care trebuie să ne fixăm. Românul are nevoie și de lucruri clare, nu are nevoie de... S-a săturat de schimbări. Băi, dar să schimbăm codul fiscal. Radule, ești cu familia și pleca. Bă, n-a dat fetele astea, n-am ce să fac. Dacă are cineva să râdă de mine, să râd acum. Știu că ești cu familia și te-ai dus un pic la plimbare, ceea ce bine faci. Atenție să te întorci. La mulți ani, toate bune, iar băieții de la Armon au un colin special pentru tine, dar să știți că e de la seriosul, da? Ia să vedem. Cum sună un colin serios? Păi da, mă, nu e de la cu ho-ho-ho și hi-hi-hi, da? E de la serios și cu nu știu... Da, bun. Te pup, Radu, sărbători fericite, te pupă și fetele de aici din studio. Corul Armon și dați-mi voie să-mi dau asta, că mi-e cald. Hai, băieți! Noi
seara de Crăciun. Noi în seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun. Bun ești, Doamne, bun. Colindăm, colind duio. Bun ești, Doamne, bun. Noi umblăm să împlinim, noi umblăm să împlinim obiceiul din bătrân. Bun ești, Doamne, bun. Obicei de trei colinde și vorbe cu invitații mei și din studio, dar și din afară. Silviu Mânăstire, de la Dosar de Politiciane cu noi. Bun găsit, Silviu! Te salut, domnule Corect! Silviule, te salut! Spectatori. Și te salutăm și noi și sărbători frumoase. Spune-mi, ce faci de sărbători? Ce faci tu de obicei de Crăciun? Stau cu familia. Ca toată luna, nu? Familie e cuvântul important. Spune-mi ceva din zona de la tine, din Ardeal. Cum era Crăciunul copilăriei tale? Mi-a aduc aminte destul de puțin, așa că nu prea am petrecut multă vreme pe la bunici. Dar era multă zăpadă și acum nu mai e zăpadă așa de multă ca în vremurile alea. Facem rost de niște zăpadă. Facem niște dealerii prin cluburi, facem rost de niște zăpadă. Tu ești din Bistrița, nu? Ca da, și Aneta, nu? Eu am înțeles că acolo e ceva special de Crăciun, e o încărcătură. De fapt, în tot Ardealul este o încărcătură specială de Crăciun. Tu acum în familie, astăzi în familie, da? Crezi în povestea asta că de Crăciun să fim mai buni? Nu neapărat. Cred că e și un slogan de ăsta de marketing, de cumpărături, de ideea de a proiecta o imagine mai bună despre noi. Sincer, nu cred. Eu cred că trebuie să fii bun în fiecare zi, să-ți dai silința să fii bun în fiecare zi. Și dacă ești în fiecare zi, inevitabil vei fi și mai bun de Crăciun. Așa hai te pup, hai că-ți dăm un colind din partea noastră, din familia B1, cu invitații speciali de la Armon. La mulți ani, Silviu, toate bune, sărbătoare fericite. Hai! Mă dor, ochii mă dor. Lemn de braci, lemn de foc.
sufletul pustiu. Unde am ajuns nu știu, dar mi-e sufletul pustiu. Și mă duc, și mă duc, și iar mă duc, și iar mă duc. Și mă fac, și mă fac, și iar mă fac, și iar mă fac. Lemn de braț și lemn de fac. Iată cum poate fi transformat un cântec de dragoste și de jale și de dor în colind. Da? Pentru că acest cântec a izbucnit cumva acum vreo 2 ani așa în peisajul ăsta al muzicii și foarte repede, uite, băieții de la Armon l-au transformat într-un colin și a sunat extraordinar. Liliana, avem o surpriză pentru tine. Știi pe cineva, Bogdan? Fratele meu. Bogdan! Sunăm pe Bogdan, stai așa. Vreau să te punem în legătură cu familia ta care e departe acum, e tocmai la Timișoara. Fratele meu, da. Da? Fratele tău, Bogdan, sper să ne răspundă. Bogdan, să-i spunem, nu-i spunem cu metoda accidentului. Atenție, oameni buni. Bogdane, ne răspund și nouă, Bogdane. Hai, Bogdane, apasă pe la verde. La verde, Bogdane. Bun. Bogdan, te pupăm, salut din studiourile Domnul TV, te sunăm la mulți ani. Salut. Uite, avem pe cineva care vrea să vorbească cu tine. Vreau să vă salut pe tine, pe Roxana, pe Dragoș și să vă urez Crăciun fericit și bineînțeles, dacă puteți și voi să ne cântați un colind. În direct sunteți. Să vă cântăm un colind? Da. Păi nu prea știm un colind acum. Las că avem noi specialiști aici, mai avem 2 minute, Bogdane. Doar atât am vrut să-ți auzi sora de Crăciun în direct aici pe Bono TV. La mulți ani tuturor de mișurile. Mulțumim și vouă la mulți ani și Crăciun fericit. Doamne ajută! Mai avem foarte puține minute. Toți colegii mei cu care nu am reușit să vorbim nu sunt de atins prin telefon. Și ultima cântare, Sebastian, pentru că mai avem exact 2 minute și aș mai vrea și eu 10 secunde să le mulțumesc fetelor mele și să vă urez tuturor toate cele bune. Armon! Să vă dăm sărbători fericite și avem o urare. Noi sperăm să vă aducă Moș Crăciun tot ceea ce nu v-a adus Moș Nicolae. Moș Crăciun, că-n toți anii negreșit Moș Crăciun privea sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, mai Moș Crăciun, Moș Crăciun cu plete d'albe, încotro vrei s-o apuci? Ți-am cântat florile d'albe, de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Mulțumim corului Armon, băieți, aveți fiecare câte un cadou și mulțumim pe această cale celor de la Carrefour, dar și fetele au câte un cadou de la Neos Cosmetics, o gamă nouă. Așa, dați din mână în mână până așa. Și vreau să vă mulțumesc tuturor că v-ați uitat la emisiunea aceasta. Să vă spun că ne vedem mâine la ora 13 ca de obicei și să aveți parte de un ajun de Crăciun minunat. Toate bune! Crăciun fericit!